Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Fecioară pentru luna aprilie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Fecioare, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară, vom începe cu analiza energiilor curente pentru luna aprilie, să vedem care este ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, Fecioara dorește să știe scurt și la obiect ce așteaptă. În luna aprilie avem deja energia curentă, care intrați în această perioadă, avem roata norocului. Schimbările impuse de destin, neașteptate poate sau așteptate. Dacă tu îți dorești deblocarea dintr-o situație, indiferent care este ea în viața ta, poate să fie în iubire, loc de muncă, abundență, călătorie, schimbările de toate felurile. Este momentul să se producă aceste schimbări, fie că ești pregătit, fie că nu ești pregătit, schimbările vin în luna aprilie. Haideți să vedem mai multe amănunte despre aceste schimbări, mai ales cei care ați fost puși la pământ, care ați fost lăsați deoparte, cărora vi s-au distrus visele sau care poate ați avut un necaz, o supărare. Vine momentul să vă deblocați și să vă ridicați de la pământ, vedem. Este mai mult o energie karmică, chiar nu trebuie să faceți ceva deosebit. Este un moment prielnic energetic în care vă veți simți plin de energie, în care veți simți că nu mai doriți să stați blocați în situațiile care vă aduc suferință. Noaptea neagră a sufletului ia sfârșit, începeți și intrați în lumină. Soarele în poziție dreaptă, tocmai ce vă spuneam, noaptea neagră a sufletului ia sfârșit cu adevărat pentru fecioară. Dacă nu ați trecut, știu eu, poate printr-o noapte întunecată, emoțional sau financiar în viața voastră, lucrurile se vor îndrepta, vor merge către mai bine pentru toată lumea. Indiferent de unde veniți, mergeți către mai bine lumină și căldură în această lună, soarele vine și aduce și o lumină într-o anumită situație în care au fost poate mai multă confuzie sau în care nu s-a știut adevărul, deblocarea unui drum, dar foarte important pentru persoanele care au avut un blocaj extrem de mare, se produce datorită destinului, o mutare, universul face o mutare în puzzle-ul acesta imens care este viața și această mutare va fi în favoarea voastră. O răsplată karmică vedem. Este momentul să beneficiați voi aici de o răsplată. Vă va fi foarte bine. Oare în ce domeniu al vieții voastre este această deblocare? Ce rămâne în spatele fecioarei în această perioadă? Pajul de monede. Într-adevăr, rămâne o ofertă sau poate un proiect pe care l-ați avut cu cineva sau poate o persoană cu care ați comunicat și nu vă mai interesează. Pajul de monede este un cercetaș și el dorește să știe să afle o chestiune care v-a interesat, vedem că nu vă mai interesează. O investiție poate care a fost așa, v-ați gândit la ea sau o comunicare, să oferiți o chestiune cuiva. Nu vă mai interesează pentru că vin aceste schimbări neașteptate care o să aducă o lumină mare și o să spună că nu mă mai interesează prostiile astea, acum sunt ocupat. Vedem forța. Forța în poziție dreaptă și pajul de monede cad la spatele vostru. O chestiune pe care ați dorit să o țineți sub control. Vedem cum, iată, nu vă mai interesează să mai controlați pe această persoană. O persoană care v-a dat ușor de furcă, poate n-ați avut încredere în ei sau ați dori să le mai acordați o șansă, să-i mai lăsați, să mai așteptați. Dintr-o dată nu mai este nevoie să mai țineți sub control pe această persoană, pentru că viața vă va duce pe voi într-o altă lumină. Și avem șaptele de cupe, confuzia emoțională cade la spate. Această persoană, chiar dacă poate nu a n-a făcut nimic rău sau n-a fost nicio problemă între voi,
v-a dat de furcă emoțional, parcă ați avut niște surprize emoționale de aici și în permanență a trebuit să păstrați un anumit control ca să nu se repete aceste surprize. Vedem cum cad la spate, mergeți pe drumul vostru, vă luminați efectiv, veți afla și despre adevărata fațetă a unei persoane pe care poate nu i-ați cunoscut foarte bine. Dorința de a-i ține sub control dispare. Poate că persoana vine și se arată în lumină cine este sau ce intenție are și nu va mai fi nevoie să stați în confuzie. Bun, ce se îndreaptă către voi, fecioare, în luna aprilie? Avem doiul de monede. Este o perioadă de echilibru în care voi aveți în mâinile voastre alegerile. Veți tatona, nu vă veți grăbi să faceți aceste alegeri pentru că, iată, va trebui să cântăriți foarte bine o situație. Mai vedem o persoană care jonglează între două situații. Dintr-o dată va fi pus în fața faptului că trebuie să facă o alegere. Este vorba despre două joburi, două iubiri, două variante într-o chestiune. Sunteți foarte, foarte calculați. Ia să vedem ce o să iasă de aici. Avem un mesaj pentru cineva care sparge tălmăcirea. Mesajul care sparge citirea nu este pentru toată lumea, este pentru un grup restrâns de persoane. Cineva și-a pus o întrebare și așteaptă un răspuns. Dacă este răspunsul pentru tine, lasă-ne un comentariu ca să mă bucur și eu că citesc aceste răspunsuri cu folos. Cineva se întreabă, când o să mă deblochez? Când o să plec la drum? Când o să fac mutarea? Când o să dau pe față? Cineva dorește să aibă un succes, avem carul triumfal. Dorești să ai un succes, o realizare? Mai vedem cum cineva dorește să facă o călătorie sau să ia un carnet auto. Deci avem mai multe scenarii. Îți dorești să dai pe față o situație, să facă un progres? Să iei carnetul, să faci o călătorie? Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Poate că ești într-una din aceste situații. Șasele de cupe răsturnat sunt niște atașamente emoționale care te țin pe loc sau niște frici pe care le ai din copilărie de mai multă vreme. Depinde în ce situație ești, bineînțeles, care te țin pe loc. Avem împărăteasă, există ajutor, ce se spune, ești matur, ești capabil, este posibil să faci acest lucru. Ai crescut aici, nu mai ești copil, nu mai trebuie să-ți fie teamă de aceste chestiuni. Ai cunoașterea necesară. Cu toate acestea avem cavalerul de bâte răsturnat, cineva nu are încredere, cineva bâșbâie, parcă spune nu pot, nu știu, n-am putere, n-am curaj. Vedem cum veți primi o încurajare voi, dar nouăle de monede răsturnat, nu sunteți pregătiți să faceți această mutare, nu sunteți pregătiți să faceți, să luați acest carnet auto. Dacă e vorba de carnetul auto, trebuie să mai învățați. Aveți o femeie aici care vă poate ajuta să învățați anumite chestiuni. Mama, sora, prietena, vecina, cine este această femeie? Ea vă poate da niște sfaturi. Dacă este vorba despre o călătorie, probabil că trebuie să investiți aici niște bani. Nu aveți energie, parcă mai așteptați să vă mai vine un ajutor, să se mai hotărască cineva. În orice caz, sunteți în așteptare cu această chestiune. Aici mai aveți de tras puțin, vă spune tarotul. Bun, ne întoarcem la tălmăcirea generală. Am văzut cum către voi se vor îndrepta niște situații în care va trebui să cântăriți o situație și să faceți o alegere. Alegerea va aparține. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți ca această alegere să fie făcută ca lumea, pentru că este vorba despre o chestiune importantă. Avem pajul de monede. Iată, veți mai accepta în viața voastră și persoana pe care ați lăsat-o la spate, vă spuneam la începutul tălmăcirii. Te lăsați la spate pe pajul de monede în care nu aveți încredere, pe care trebuie să-l țineți sub control. Vedem cum până la urmă veți da o șansă acestei persoane. Sau unei alte persoane, asemănătoare, cu energie asemănătoare. Veți da o șansă, veți oferi o iertare, veți oferi o acceptare. Spune, hai domne să văd despre ce este vorba cu această persoană. Ia să vedem acum că vă luminați. Regina de spade răsturnată. Bineînțeles, după ce îi dați această șansă, va călca strâmb, din păcate, avem regina de spade răsturnată, șansa pe care o dați, o să o dați o scurtă perioadă, dar avem, iată, o comunicare negativă. Cineva spune lucruri tăioase, cineva nu ascultă, cineva parcă
are invidie, gelozie. Deci vă dă de furcă cineva vouă în această lună, pe care știți foarte bine că trebuie să-l evitați, până la urmă îi mai dați o șansă, doar ca să vă convingeți probabil și aflați și niște lucruri negative, vedem aici, care pot sau nu să fie adevărate, dar sunt, vedem o persoană care vine cu o agresivitate în comunicare și această persoană voi i-ați acordat o șansă, dar nu se vindecă degeaba, n-aveți cum să-i controlați, vedem. Mai ales dacă este femeie, n-aveți cum să-i controlați, dar nu neapărat trebuie să fie femeie, poate să fie și bărbat. Dacă aveți de-a face cu un bărbat cu această energie care nu ține cont de nimic și de nimeni și își face de cap și vorbește ce nu trebuie, vedem cum femeia îi va tăia macaroana acestui bărbat, deci nu veți tolera. Veți ierta, veți fi deschiși, dar nu veți tolera. Soarele. Până la urmă, rămâneți în lumină, dragii mei, vă cade soarele de două ori, unul sub celălalt, în poziție dreaptă, sunteți zen, sunteți luminați, nu permiteți nimănui să vă strice acest zen, se va face lumină categoric în această situație și din nou vedem că aveți de-a face cu persoane foarte agresive în comunicare. Avem cavalerul de spade răsturnat, care cade sub regina de spade răsturnată. Un conflict, vedem aici, o ceartă din care veți ieși, nu vă va mai interesa, dar va trebui să faceți un schimb de cuvinte cu această persoană sau poate doar să-i lăsați să treacă pe lângă voi sau poate îi veți pune la punct. Unii dintre voi vedem, asta este, dacă e vorba, vedem și despre un conflict între părinte și copil, poate să fie vorba despre mamă și copil. Aici mama se va supăra, dar copilul este zen. Să știți că pe copil nu prea îl interesează aceste chestiuni și lasă să se supere mama că eu oricum îmi fac ceea ce mi-am propus. Dacă aveți un copil care nu vă ascultă, să nu-i spuneți vorbe tăioase pentru că nu faceți decât să-i îndârjiți pentru că oricum vor face ceea ce doresc copiii în această perioadă. Și avem doiul de bâte în poziție răsturnată. Acest copil sau mă rog. Poate că sunteți voi și aveți o energie copilăroasă, nu dorește să rămână blocat, nu dorește să fie influențat, nu dorește să-i se arate pe unde o va lua, pentru că știe foarte bine încotro să meargă și o face pe cont propriu și își asumă aceste lucruri. Dar sunt persoane care intervin aici, fie că sunteți voi, fie că este celălalt, vor fi persoane care se vor pune de-a curmezișul. Dar până la urmă, cel care dorește să facă această acțiune va trece peste. Pentru că este vorba despre destin, ne apare roata destinului și ne apare de două ori soarele în poziție dreaptă lângă roata destinului. Aici. Deci roata se învârte în favoarea voastră în această lună și în favoarea copiilor voștri. Chiar dacă aveți anumite temeri în legătură cu ei sau sunt alte persoane care sunt, știu, poate este o competiție undeva la un examen, copilul vostru, chiar dacă ia sau chiar dacă nu ia examenul, nu are importanță, se va descurca în viață. În temerile voastre cade regele de spade, din nou vedem energia de spade tăioasă a persoanelor care trebuie să ia o hotărâre. Fie că sunteți voi, fie că această hotărâre o ia altcineva pentru voi, sau voi trebuie să o luați pentru altcineva, această hotărâre parcă este ceva care nu vă convine. Ori vouă, ori anumitor persoane din viața voastră. Este hotărârea care parcă, spuneți să ia așa, dar nu simt aici, nu simt că sunt de acord. Vedem un rege de spade în temerile voastre și regea de spade răsturnată. Cineva nu cade de acord. Cineva critică, reproșează anumite lucruri. Aici vedem. Și avem treiul de bâte în poziție răsturnată și justiția în temerile voastre, o nedreptate care v-ar putea afecta viitorul. Aveți o mare, mare teamă de o hotărâre, mai ales dacă este vorba despre ceva oficial, un răspuns negativ poate, sau o chestiune care vă poate influența viitorul vouă sau unor persoane din viața voastră. Aveți o teamă aici. Dar să știți că nu va fi rău. Este doar o chestiune trecătoare. Poate luna aceasta cineva primește o negație, însă nu îl va afecta. Este așa, este menit să fie. Această negație, personajul foarte bine că va merge mai departe și va avea succes pe altă parte, vedem.
Avem un nou început, abordarea conștientă. Iată, acest nou început se produce, fie că se acceptă sau nu ceea ce persoana dorește să facă. Depinde ce ți-ai propus, destinul este de partea ta. Roata norocului cu soarele și cu magicianul ne arată o deblocare, ne arată cum ești în momentul potrivit, la locul potrivit pentru a avea acest nou început și universul, destinul îți va pune la dispoziție toate elementele necesare pentru ca tu să te simți bine, indiferent de părerea și atitudinea celor din jurul tău. Universul ține cu tine, dar oamenii nu țin cu tine, să știi. Fecioară, în această perioadă, dar ce importanță are? Universul este important pentru că tu ești creatorul propriei tale vieți. Avem pajul de cupă răsunat, tocmai ce vă spuneam, că persoanele din anturajul vostru sunt ușor întoarse pe dos. Însă n-au cum să vă oprească, cred, ori că au o invidie față de voi, ori că s-au obișnuit ca voi să fiți așa poate undeva în întuneric și dintr-o dată ieșiți în această lumină. Ieșiți, veți străluci. Veți ieși dintr-o stare de, știu, poate în care nu se mai întâmpla nimic în viața voastră și acum se uită lumea și spune, cine e ăsta, fecioara ăsta să facă cu tare lucru, dar cum, dar de ce? Este destinul care spune cuvântul aici, dragii mei. Și în ciul de cupe vedem o dezamăgire emoțională față de cineva și nu veți sta pe gânduri, veți trece mai departe, veți merge și veți avea acest nou început, va fi o decizie pe care o luați personal în pofida celorlalți. Fecioara nu ascultă și nu are încredere în sfaturile emoționale ale nimănui, dar ce să vezi, pentru că fecioara știe foarte bine, are îndrumarea universului. Magicianul sunteți voi, dragii mei, și roata destinului vă arată o deblocare. Nu plecați nicăieri, vreau să fac un anunț, cei care doriți să mă contactați pentru citiri private, ofer consultații și față-înfață și de 2 ore. Căutați-mă numai și numai pe linkul pe care eu îl postez mai jos în descrierea videoclipurilor mele. Este pagina mea oficială de Facebook. Nu mă căutați după nume pentru că sunt foarte mulți care copiază numele și nu se știe pe unde ajungeți. Dacă vreți să ajungeți la mine, apăsați pe linkul de mai jos. Imediat ne întoarcem, dragii mei, cu tălmăcirea metafizică. Nu plecați! Fecioare! Cei care ați rezistat până aici, eu vă mulțumesc. Mă simt onorată, dragii mei. Lăsați-mi comentarii. Apreciez fiecare vizualizare, fiecare abonament, tălmăcirea metafizică. Avem în față o foaie albă de hârtie pe care eu voi forma imagini intradimensionale cu lamelele transparente. Ele transmit mesaje profunde, dar și profund spirituale. Este vorba despre energiile karmice din această perioadă. Omul spune că este la mâna destinului pentru că nu-și dă seama cum să poată să ia control asupra destinului său și să fie creatorul propriei sale vieți. Foarte mulți oameni vin și spun să-mi spună camizia ce să fac. Spune tu camizia cum să iau. Nu știu ce să fac, sunt blocat. Tot ce mi-am propus, nu mie, se depind de alte persoane. Cum să fac, cum să o iau, că nu mai știu, domne, ce să mai fac. Și tu îmi spui că am putere să creez propria mea realitate. Păi cum să o creez? Iată, vom întreba tarotul nostru astăzi despre energiile karmice cu care trebuie să lucrăm. În orice creație conștientă, fie că vrei, fie că nu vrei, creezi, dar mai bine să știi cum creezi, da? Mentalul nostru naște o idee. Se pune în mentalul nostru o dorință pe care o creionăm și o formăm după pofta minții noastre. Și apoi vine ego-ul și spune, dar tu nu poți avea acest lucru. Dar tu n-ai bani, nu ești frumos, nu ești tânăr, nu ești deștept și așa mai departe. Și vine ego-ul cu negativitate. De ce? Pentru că există teamă în inima voastră. Mentalul pune dorința. Doresc să am o creștere materială, să am bani, să am un job de nu știu care, să am o relație într-un anumit fel. Și vine inima și spune, sunt supărat, sunt trist, cum să fac acest lucru? Îl vreau pe cutare și cutare nu mă vrea? Iată un conflict dacă mintea spune îl vreau pe cutare și inima spune sufăr pentru că nu mă vrea. Mentalul nostru și inima noastră trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. În momentul în care mintea și inima comunică și sunt de acord asupra ceea ce ți-ai propus în viața ta, vei ști să treci la acțiune și vei ști ceea ce trebuie să faci și acțiunea ta va fi corectă.
Că mentalul spune una și inima spune alta, acțiunea ta va fi greșită. Mentalul spune îl vreau pe Cutărică pentru că așa vrea mentalul meu și inima spune dar nu îl pot avea pe Cutărică și sufăr foarte mult, toate acțiunile pe care le fac nu fac decât mai rău. Iată cum trebuie să negocieze mentalul și inima și să ajungă pe aceeași lungime de undă și atunci ai să vezi că toate acțiunile tale te vor împlini, te vor ușura și vor duce la o viață mai frumoasă, mai bună. Ce spune mintea superioară despre dorințele tale? Ești focusat acolo unde trebuie? Haideți să vedem. Tarotul multidimensional ne va răspunde la această întrebare pentru fecioară, în mentalul vostru superior. Avem șasele de cupe. Mentalul vostru este capabil, iată, să ofere foarte mult în această perioadă și mai ales emoțional. Deci mentalul vostru dorește să comunice cu inima. Mentalul vostru este capabil să înțeleagă slăbiciunile emoționale ale celorlalte persoane, ce se întâmplă emoțional, cine este sau nu este la același nivel cu voi, cui trebuie să-i oferiți și ce trebuie să faceți pentru persoanele din jurul vostru. Capacitatea voastră de implicare cu celelalte persoane din viața voastră, pentru că în foarte multe situații de viață avem de-a face cu alte persoane. Chiar dacă noi dorim să avem un lucru sau să facem o acțiune, depindem de alții și nu pot din cauza lui Cutărică. Nu pot să fac cu tare că nu mă lasă nu știu cine. Nu pot să fac cu tare că cineva se pune de acord mezișul și așa mai departe. În această perioadă mentalul superior vă spune să deschideți bine această judecată emoțională în mintea voastră, pentru că voi va trebui să-i ajutați emoțional pe cei din jurul vostru cu înțelepciunea voastră mental. Că vezi pe cineva care te blochează sau care este blocat, mentalul tău îți va spune, vei dibui, vei intui, se numește intuiție, ce anume trebuie să faci tu pentru o persoană spirituală. Trebuie să vă urmăriți foarte bine modul de gândire și gândurile care vor veni și vor spune trebuie să faci ceva pentru cutare persoană. Și o să spui, dar oare e bine să fac acest lucru? Oare cum să fac eu? Dar eu nu fac acest lucru, eu nu iert, eu nu dau, eu nu pot. Uite, va trebui să faci ceva, să vă spune mentalul, va trebui să ai încredere în mentalul tău. Steaua, destinul, este momentul, vei fi la momentul potrivit, în locul potrivit și cu persoana potrivită și mentalul tău îți va da acest imbold, această lumină și îți va spune ce să faci pentru cineva care are nevoie de ajutorul tău. Mental este un sfat care are de-a face cu o chestiune emoțională și este un sfat. De multe ori sunt de vorbă cu prieteni, cu cunoscuți. Și într-o dată așa ne vine așa o idee și omul ăla spune, vai, așa de mult m-a ajutat ceea ce mi-ai spus. Și tu nici nu știi de unde ai scos această chestiune. Pentru că este intuiția, este mintea universală care vorbește prin tine. Deci tu vei da o binecuvântare emoțională prin mentalul tău cuiva, pentru că ești pus acolo de destin. Și ți se schimbă roata, deci se învârte roata și tu ai primit sau vei primi la rândul tău niște binecuvântări de care ai nevoie în momentele dificile. Dar în această lună este momentul ca tu să faci un gest de binecuvântare. Nu te întreba care este acela, pentru că va veni automat, vei fi pus în această situație, va trebui să profiți, ți se dă o anumită perioadă de timp să faci această binecuvântare. Și dacă în această perioadă de timp reușești să o faci, îți plătești o datorie karmică. Iar mentalul tău va ști, vei ști, deci vei ști automat. Păi ce să fac amizea? O să știi. Uite, trebuie să-i asculți mentalul. Avem aici personajul care vine cu această cupă, este mentalul vostru, cu o binecuvântare emoțională pentru cineva care este mai jos. Și avem steaua care cade peste voi. De ce sunteți acolo? Cine vă pune acolo? Destinul. Energia karmică. Stărândul tău ți se spune, deschide bine mentalul. Și să nu cumva să eviți această persoană. Și ai roata norocului. Iată, o chestiune karmică pe care tu o faci la rândul tău, care va ajuta și pe această persoană să se deblocheze. Poate vă întrebați, de multe ori mă întreabă oamenii, doamne, ce să fac să-mi plătesc datoriile karmice? Ți le plătești zilnic, secundă de secundă ți le plătești. Inima. Inima este un barometru care în permanență ne ghidează, la fel ca și mentalul superior. Haideți să vedem ce spune inima voastră.
Inima fecioarei este pe energia neamului, a familiei lumești, neamul în care te-ai născut. Societatea, tradițiile, se moștenește ceva în inima ta, în inima ta vrei să-i mulțumești pe ceilalți, dorești să păstrezi această, poate, tradiție emoțională a neamului tău. Are foarte mare importanță, să știți, energia inimii noastre, modul în care am crescut, poate sau am fost influențați de familia noastră, să formăm anumite sentimente, să formăm anumite energii în centrul inimii noastre, se pare că familia voastră și voi aveți o mare influență asupra familiei voastre lumești. Din familia noastră lumească nu fac parte numai rudele de sânge, fac parte și persoanele lângă care trăim o perioadă lungă de timp, cum ar fi colegii de serviciu, vecinii, cei din anturajul vieții noastre care ne contopim această energie. Totul în univers se leagă. Vedem cum în inima voastră este copacul vieții. În inima voastră va trebui să acceptați pe toată lumea cu care aveți de-a face, că nu întâmplător sunteți puși în această familie lumească. Este locul vostru energetic și familia lumească ea clădește foarte, foarte solid aceste energie. Este foarte greu să plecăm din aceste tipare lumești emoțional, iar voi vă văd aici cu o energie a inimii voastre foarte adânc înfiptă în familia lumească. Despre ce este vorba? Vă susțineți, sunteți solizi și sunteți puternici datorită oamenilor cu care aveți de-a face emoțional. Și avem aici regina de spade, în inima voastră coboară rațiunea. Voi sunteți rațiunea care vine prin aceste sfaturi, tocmai ce vă spuneam în prima parte, emoțională pe care trebuie să le dați cuiva în această perioadă. Veți tăia o mentalitate greșită cu care această persoană a fost obișnuită poate din generații și generații din familia lor lumească. Există o mentalitate greșită care ține pe cineva într-o greutate emoțională. Iar voi veți veni cu soliditate împinși de rațiune să faceți această schimbare de percepere emoțională a acelei persoane, acea persoană datorită vouă, datorită sfatului vostru, datorită luminii pe care o aduceți în emoționalul lor, ei își vor schimba anumite chestiuni care îi vor ajuta pe ei să aibă o viață mai bună. Tălmăcirile metafizice sunt un pic mai complicate pentru că au de-a face cu energiile karmice. Dacă doriți să le urmăriți, dacă vă plac, lăsați-mi comentarii, dragii mei. Dacă le înțelegeți, poate este nevoie să ascultați mai încet sau de mai multe ori, dar iată cum fecioara, prin ajutorul său, mentalul comunică foarte bine cu inima, dar este vorba despre o chestiune care trebuie să o faceți pentru altcineva, care face parte din această poveste lumească a voastră și automat, iată cum voi sunteți la baza împlinirii și deblocării unei alte persoane. De multe ori oamenii vin și spun, vai, dar care mai este rostul meu pe lumea asta, că nu mai știu, că n-am niciun rost pe lume. În permanență ai un rost pe lume și în permanență influențezi viața cuiva fără să știi. Dacă vii la aceste citiri metafizice, vei începe să înveți cum să deslușești și să fii creatorul vieții tale prin înțelegerea cum funcționează aceste energii karmice. Și mai vedem aici, doiul de spade îți spune, tu trebuie să-ți protejezi inima. Dacă trebuie să faci un gest emoțional pentru cineva, să nu absorbi tu energia celelalte persoane, ci să faci această chestiune cu o detașare emoțională. Dacă nu este problema ta și poți să ajuți pe cineva cu un sfat, cu un gest, fă-o, dar nu-i absorbi problemele. Nu-i absorbi problemele. Oamenii au tendința să se vai, ce milă mie de cutare. Mila este o vibrație joasă, inima ta spune să nu primești mila în inima ta, dacă poți să faci ceva, fă acțiunea respectivă, gândul respectiv, schimbă mentalitatea persoanei respective, însă nu te atașa emoțional. Trebuie să tai aceste atașamente emoționale și faci gestul de întreajutorare fără să preiei tu nimic din aceste probleme. Ești un simplu observator, ai o datorie karmică, atât. Să știți că nu se schimbă viața cuiva, sunt foarte multe persoane care spune, vai, Doamne, uite la ăla ce amărât, mai bine îmi dai mie Dumnezeu să fiu eu amărât. Dar niciodată să nu spuneți aceste lucruri, pentru că voi nu puteți să preluați datoriile karmice ale altor persoane.
voi puteți doar să-i ajutați printr-un gest. Dacă nu-i puteți ajuta, treceți mai departe. Să nu simțiți această milă care vă trage în jos. Avem copacul aici al vieții, este energia karmică a neamului în care creșteți și avem în inima voastră regia de spale care vine cu o detașare emoțională și taie această cracă. Iată, deci sunt niște concepte emoționale care nu mai servesc cuiva, dar voi rămâneți protejați în inima voastră. Deci este o datorie pe care o faceți fără să preluați voi aceste energii negative, ci doar faceți o curățire în mentalitatea și în energia cuiva care de multă vreme se confruntă cu o chestiune emoțională. E? Ce părere aveți aici, fecioare? Vedeți cum sunteți de folos și măcar nici nu știți. O să vă confruntați cu aceste chestiuni în luna aprilie și o să spuneți: a, asta a vrut să spune nebuna, ia uite ce chestiune interesantă, domnule. Și când începeți să vedeți cum funcționează realitatea și cum funcționează energiile karmice, vă veți putea folosi de ele pentru a crea mai mult în viața voastră. Veți ști când să vă fie teamă, când să nu vă fie teamă, când să faceți, când să nu faceți. Ce vă spun ghizii spirituali, fecioare? Vă spun așa, aveți cinciul de bute, vă veți găsi într-o îmbărligăciune de energii. Universul vă va pune acolo. De ce? Pentru că voi trebuie să le descâlciți. Voi sunteți descâlcitorii karmici ai lunii aprilie. Și veți descâlci mai mult de o situație. Veți descâlci mai multe situații. Și încă o dată vă spun, cineva beneficiază de o deblocare de pe urma acestor descâlcituri. Dar această persoană va plăti o datorie karmică la un moment dat, poate în viitor, când și voi veți avea nevoie de ajutor, poate vor veni aceleași persoane, poate vor veni alte persoane. Energia se va întoarce într-un scop benefic. Avem descâlcitorul de energii. Ia uitați-vă cum jonglați cu aceste energii deasupra capului și le veți pune la punct. Iată cum aceste bâte care sunt încâlcite le puneți la punct și vă uitați la ele. Wow, ia uite ce frumos sunt aliniate. Iată ce frumos le aliniați. Și avem regele de bâte care este un personaj datorită acestor energii pe care voi le descâlciți pentru această persoană. Se va întoarce persoana sau altcineva ghidat de univers să vă aducă vouă un ajutor atunci când veți avea nevoie de el. Aceasta a fost tălmăcirea pentru fecioară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!